Oameni buni, ne-am apucat și de treabă. Suntem aici sus. A? Da, bă, ce ai, ești nebun. Ne-am apucat să dăm țigla asta jos. O dăm acolo. Alex dă pe partea cealaltă. Eu m-am apucat să o dau aici. Dar trebuie să avem grijă. Să fim atenți că na, stai, lucrezi la înălțime, e destul de sus. Ce păr am în cap, trebuie să mă tun. În fine, revenim la subiect. Trebuie să fim atenți pentru că e destul de nasol pe aici pe sus. Dăm astea și eu ziceam să le facem, ca să nu mai stăm să desfacem fiecare ăsta. Le luăm frumos cu drujba, bam, bam, bam. Și le dăm jos, ca să nu mai stăm să scoatem fiecare ăsta în parte. Fiecare scândură, fiecare cui în parte. Dar, da. Da, bă, vedem. Da, momentan ca să nu mai stai, mă. Să nu mai stai 7 ani. Le tai cu drujba ce merge. Le scoci jos, le curățăm, le facem, înțelegi? Ca să nu mai stăm să pierdem vreme. Așa că și coșul ăsta trebuie dat. Și pomul ăsta, băi, e un pom aici, pomul ăsta, cred că... Ăsta? Hai că vedem cum facem. Da. Da, bă, da. Așa, între timp a venit și nenea de la curent, a mutat că curentul aici. Ei! Sunt. Eu spun că sunt 4 remori de voi. Sunt. Eu cred că dacă 2 remori ce ai. Dar adică 2 remori sunt aici. De voi sunt 4 remori. Sunt mai mult de 4-5 remori. Voi ce părere aveți? Ia lăsați-ne aici în comentarii. Cam câte remorci credeți că de molus sunt de la casa asta? Să zic că are o suprafață de 80 de metri pătrați, așa. Lăsați aici în comentarii cam cât moluz credeți că are ieșit de aici. Dacă dăm acoperiș jos, dăm blănile astea, scândurile astea și ce mai e. Lăsați-ne aici în comentarii câte credeți că sunt. Să nu mai pierdem timpul și așa mai departe, după cum vă spuneam. Avem și nenea de la curent, am mutat contoarul să nu avem probleme cu firele de curent. L-am mutat acolo, tot treaba sau cu orteală. Și noi să-i dăm bătaie aici, să vedem că ăstea-s bune, spăcat de ele, să le dăm la gunoi, le punem pe foc. Le punem pe foc, vedem ce facem cu ele. Așa că hai să ne apucăm de treabă. Fraților, am mutat contorul de aici. Să putem să ne facem loc aici, să dăm după casă toate astea, am dat antena aia jos. E o întreagă nebunie ce o să fie aici, așa că ușor, ușor le aranjăm pe toate. O să fie foarte multă muncă aici pentru cine nu știe, bine și eu printre care sunt unul care ziceam că o să o facem imediat, dar se pare că e mult mai mult de muncă, așa că țineți-vă bine. Și ăsta-l facem sulfirul aici și îl punem în rolă, nu? Ce? Ăsta-l fac eu, ăsta-l prind sus pe leagă, prind frumos pe ăsta și pe ăsta. Aici punem priza, ăsta-l lăsăm prins aici așa și pe ăla-l facem sul. Să vedem cum ne urcăm. Ai văzut că era bine făcut continuu. Să ai grijă să nu cazi după acolo, băi. Oameni buni, se muncește cu drag și spor aici. Sperăm că până diseară să terminăm partea de acoperiș.
Oameni buni, după cum ați văzut și voi, am tăiat noi ce am putut pe aici, acolo în partea aia, la fel, și le dăm lemnele astea, le dăm jos acolo. Poți, bă? Astea dacă cad aici jos, trebuie să le scoatem lemnile astea. Trebuie să le scoatem dacă cad aici jos. E, jumate l-am dat, bă, nu? Nu? Jumate l-am dat. Păi, tu ce faci? Ha? Am dat o oaie aseară. Oaie? Ia stai, stric. Așa. Ce mănânci, mă? Ai pus contoarul? Da. Perfect. Perfect. Ce să fac? Dă-mă astea jos, ha? Aici, pe grinzile astea? Păi stai, dar stai, trebuie să stai pe pereți, așa, că dacă stai pe ăla, te duci în jos. O te mă duci pe trei, te duci jos direct. Dacă sta. Bine că am rezolvat cu ăla, da. Cu contoarul. Ăla era. Da. Bine că am rezolvat. Păi și eu nu știu cum să dăm acoperișurile astea jos. Ha? Ai un? Cum zici să le dăm? Ăsta ai că a căzut el și ăla. Da, alea. Dar lemnele le arunci în afară. Ce? Păi da, mă, îți dai seama că în afară le arunci. Ce e plin, ce cad eu aia, acolo îi scoatem după aia. Da. Acum vedem. Ce-o fi? E o grămadă de lemne, sunt lui. O grămadă, trebuie să fii atent aici cum mergi pe grinzile astea. Că tare mi-e frică să nu o ia la vale, Doamne ferește, vreo cărămidă de asta. Și să te duci jos. Așa că, oameni buni, nu uitați să ne lăsați un comentariu, să ne dați un like aici. Pentru că ne încurajează să dormim în casă aici, să facem treabă, să fie tot cum trebuie. Bă, o să se lumineze bine aici, bă. O să fie cum trebuie. E bun, mă, șoricu? A? E bună. Partner. Ai băgat-o în apă? Vrei să o bag? Da, bă, bag-o să dezghețe. A, eu știu, trebuie să fie dezghețată. Vrei să facem acum grătar sau vrei să mâncăm tobă din aia cu... Nu știu cum vrei. Mă înțeleg că grătarul durează. Facem cum vrei. Grătar putem face în diseară. Facem diseară, nu? Grătar. Atunci. Alex a obosit numai. Alex, ai obosit? Nu. Alex, dacă vede că stau eu, stă și el. Nu am o treabă cu tine, vreau să mai prindă țigaia, că nu ești pomotor. Aveți o legătură, mă, vorba. A obosit, v-ați pesat în două țigaia. Uitați-vă și voi. Tractor, băi! Iată, trebuie să zâmbă. Nu mai păi știi, rămâne și cărămida curată, ești nebun? Păi da, așa trebuie să rămân. Rămâne și cărămida curată. Păi de nevastă zi, după ziua ea, îmi pune tot la pământ. Aaa. Păi deja căzut, nu văzut cu aia. Mă uitam la ea și căzut, nu mai trebuie să dau. Dar dacă te uită la tabă, ne cam. Da. Așa că... Băi, instalația, uite-te, știu, era pe un pod instalația electrică, firele alea de acolo, alea. Era pe un pod, dar vezi cum se făceau înainte casele. Acum numai, domne, becea, nu știu de care, cu ciment B7000. Înainte era moluz. Moluz. Era pământ. Aici sunt trei sferturi pământ de țări cărămidă. Da. Da. A? Cărămidă? Cred că nu știu. E cam varză, mă. Pe jos, da. A intrat apa în ea. Da. A intrat apa în ea.
Ia știu cazmaua aia, că acolo rămâne. Cazmaua aia, că dăm pe ea ce dăm. Dar tu n-ai numărul lui Iurica, nu? Oameni buni. Aici, sper să nu cad aici jos. Așa, am reușit, am dat toată țigla jos. Am dat și din lemne, sunt jos acolo. O să le care Alex. Așa, Ghiță s-a dus care ceva treabă, să vorbească de buldo de ăstea și să ia benzină la drujbă. Noi avem benzină aici, dar drujba nu mai are benzină. Și s-a dus să ia benzină, pentru că trebuie să tăiem acolo, vedeți și voi, și am încercat noi să tragem de ele, dar nu merge, nu iese, nu sunt prinse cât de cât bine. Alea, acolo, în camera asta nu mai e niciun lemn, pa, ce mai sunt câteva lemnișoare, n-am putut să intrăm, dar o să intrăm. Trebuie să dăm și grinzile alea jos de acolo. Merg pe zidul ăsta pe aici, sper să nu stânga-dreapta cu mine. Asta mai trebuie. Să mai cădem după aici astea. Le-am mișcat eu, să ele să mișcă, dar trebuie tăiate cu drujba, că sunt prinse în cuie. Caroiajul ăsta pe aici. Ce e ăsta? Sunt prinse în cuie. Asta trebuie să facem, dacă am dat lemnul ăsta jos de aici și tavanele astea care mai e tavanul ăsta pe camera aia acolo, știți camera, mai e camera aia, bucătăria asta sau ce mai e asta și mai e aia acolo cu tavan, restul nu mai au, restul, astea trei nu mai au, mai sunt trei, de dat jos, o să le dăm jos și pe astea și vedem, nu mai avea ce să facă din ea. Vedeți și voi cum sunt pereți ăștia, sunt strâmbi, sunt, uitați-vă și voi acolo, e crăpat pe partea aia, acolo uitați-vă și voi cât a fisura la ușă, nu mai era ce să aleagă din ea, să investești bani, să e o investiție destul de mare, zic eu aici, să o fi făcut-o pe asta, pentru că operația asta de am făcut-o noi acum, până în momentul de față, oricum trebuia făcută dacă voia să o recondiționeze, dar v-am zis, sunt pereții strâmbi, sunt și nu e tocmai ok să o fi făcut-o. N-avea rost să se chinuie, să bage niște bani aiurea, muncă multă și treabă proastă. Uitați-vă și voi cât de înclinat e peretele ăsta de aici, din față. Dar uitați-vă ce s-a luminat după ce am tăiat pomii, am scos gardul ăla de acolo. E ok, zic eu. E în totul în regulă, domne. Totul în regulă. Și nu uitați să ne lăsați aici un comentariu. Ne dați un like. Pentru că ne ajută foarte mult. Și lăsați-ne idei. Ce vreți să facem aici, cum vreți, proiecte, lăsați-ne pe Instagram, pe Ionuț Ghiță, pe Mordeală 69, lăsați-ne acolo pe Instagram idei și așa mai departe, pentru că noi încă nu ne-am decis cum să facem proiectul viitor, cum să facem casa viitoare, vreți piscină, vreți, ce vreți să facem aici, vrem să facem ceva, noi vrem să facem ceva cu gust, nu foarte
elaborat și așa mai departe. Vrem să facem ceva care să fie cu gust, frate, pentru că asta contează. Așa că îl așteptăm pe Ionuț. Ne-a nebunit ăștia cu baterii. Fiare, baterii. Haideți că i-am așteptat să treacă, să putem sta de vorbă, pentru că nu ne înțelegeam. Așa că, oameni buni, îl așteptăm pe Ionuț să vină cu benzină, să vedem ce a rezolvat cu buldo, cu tractoare, pentru că eu zic că sunt 200 de tone aici în casa asta. Sunt 200 de tone de moluz de voie aici și e destul de nasol să stai să iei 200 de tone la mână, așa cum buldo iese treabă bună, repede, treabă bună. Bine, costă bani, vă dați seama, dar na, trebuie făcută și chestia asta. Îl așteptăm pe Ionuț să vină și revenim când ne apucăm aici să demolăm lemnele astea care le mai avem, tavanele astea, și imediat ne apucăm de treabă cum vine Ionuț. Între timp, oameni buni, am apucat și de treabă. Silviu s-a apucat să dea grinda aia acolo. Uitați-vă și voi cât praf. Ia vezi, Silviule, cum le dai. E și asta aici. Dă-o într-o parte așa. Mamă, ce cade acolo. N-ar nimic, o scoatem până casă pe aia. Dă-o într-o parte, mă. Și așa, e bine, las că le scoatem până casă. Le-a prins, da. Aha. Dă asta aici. O tăiem cu drujba pe asta de aici, frumos. Zang. Am dat și tavanul ăsta jos. Trebuie să scoatem grinzile astea care mai sunt aici. Nu? Mai alegem lemne, ce mai e? Nu știu ce tăiem, alea, dăm și tavanele alea jos și vedem ce mai este de făcut. Trebuie să le cărăm pe alea după aia. Asta e. Nu vă uitați la cerbișorul ăla, că ăla e locul lui de voie. Acolo. Stai așa, Silviulei. Ai răbdare. Ce facem? Încercăm să le scoatem pe alea? Dar ieșim direct. A? Ieșim direct. Ia vezi acolo cu țava aia. Cu țeava asta? Stai așa. Stai, bă. Asta trebuie scoasă de aici. Mamă. Asta are nu știu ce pe ea. Nu știu ce are țeava asta pe ea. Asta tu ce a fost? Ce? Să țină pereți între ei. A fost prinsă în șurubul ăla. Da? Da. Asta. Ce să țină? Lasă-o cică să nu cadă pereți. Ce să cadă în urmă asta? Ia uite-te și... Unde o dai? Scoat-o afară dacă poți. Atât, dă-o încolo sau unde. Dar vezi că e grea. E flexibilă, negru. E flexibilă, da. Are aici la capul ăsta un ăla de beton. Vezi că îi dau drum. Așa. Aie, tati. Mai rămas pereții, oameni buni. Ați văzut și voi cum. Uite. Silviule, vezi ușor. Te-a luat? Te-a luat o leacă, a? Te-a luat o leacă. Dăm ăstea jos, vedem cum scoatem grinzile astea, să le dăm jos, să dăm și alea și revenim imediat. Între timp a venit și Ionuț. Băi, am rezolvat cu buldozerul, am luat benzină, am luat ulei. Tulei? Tulei? Da, ce tulei, mă? Tulei, mă? Am luat ulei, dar merg, da. A. Marți, la ora 8, tractoarele, bozerul și tot. Dacă terminăm
Astăzi, mâine am putea să mergem la un pe. Terminăm azi. Și pătul. Și pătul, bă, imediat îl dai jos. Terminăm, dar băgați numai că acum ai venit, gata, ai rezolvat cu alea, lăsăm prostiile la o parte, nu știu ce, știi cum vreau să... Ca furnicile pe jos, ca furnicile. Dar nu vrei să ne arăt? Ca furnicile. Vezi, tu ce aici sus? Ia uitați-vă și voi, am dat tavanul la oameni buni. Jos, Silviu cade între timp aici. Am dat tavanul la jos după cum ați văzut. Așa? E ghiță ce că gata, frate, îți dai două astea jos. Bă, tu ce ai aici? Furnică să te vă pe jos. Pac, pac, alea când... A? Care e grindă? Care, mă? Asta de aici? Mamă, dar ce făcut? Grinda ta. Grinda ta. Mai ai la drujbă benzină? Da, îi băgăm benzină la drujbă. Da, bă, îi bag benzină la drujbă. Facem un amestec de ăla, ai luat benzină, ai luat tot, nu? Vrei să le arăt oamenilor să dau niște cadre din dronă, să se vadă de sus de acolo? Și-a, da, chiar că noi avem drona la noi. Hai. Are baterie? Le-am băgat la încărcat acolo, cred că s-a încărcat și așa. Bun așa, păi oameni buni, cu astea fiind spuse, urmează niște cadre din dronă. Dacă v-ați uitat la vlogurile de la început, știți cum arăta casa. Vedeți cum arată acum de aici de jos, o să vedeți cum arată și din dron, așa că vă las Ionuț aici. Și cum arată de loc. Și o să vedeți și cum arată de loc. O să vă las Ionuț acum niște cadre din dronă, sper să vă bucurați de cadrele astea. Am vorbit și cu Neacostică să băgăm, deci că să mergem să căpăm pe lângă porțile alea, deci că nu poți să tot nisip de la ploi. A. S-a strâns lângă porți acolo. Și acolo? Să deschidem porțile când asta să poată bage și atractoarele. Da, bă, da. Să bage și pe partea asta, să bage și pe partea aia. Să poată să încarce și acolo, să încarce și aici, știi? Mhm. Așa că, oameni buni, bucurați-vă de imaginile astea din dronă. Ce lemne mai sunt pe aici, că sunt o grămadă de lemne și asta de fier, de tablă, de astea, bagă cupa odată, le dă jos și le tragem. După aia să nu mai muncim de 7 ori, zic eu. Cam asta a fost pe sus, pe acolo, trebuie să... Să cărăm lemnele astea acum, să ne înfigem alea când ele o oră, să le terminăm de cărat și dacă avem timp să ne apucăm să dăm și pătul ăla jos. Ați văzut în vlogul trecut că n-am putut să facem cu... Bine, puteam să facem cu
X6-le să-l dăm jos, dar n-am avut cablu suficient de lung. Dar îl dăm ușor, ușor, îl dărâmăm și pe ăsta. Uitați-vă și cum arată fără acoperiș. Ia să vedem de sus, de acolo, după balcon, de la garaj, de aici, cum se vede. Uitați-vă și voi cum arată fără acoperiș. Fără acoperiș, domne. Este imediat am format-o. Mai sunt doar pereții care au rămas în picioare, așa că ne apucăm, mai cărăm din astea între timp și l-așteptăm pe unul să vină să alin ceva și să ne apucăm de treabă. Oameni buni, am mâncat și noi. Am avut aici niște șuncă, niște tobă, niște astea. I-am luat lui Alex șoriciu din buzunar. Și acum o să ne apucăm să le luăm pe astea de pe lângă casă și prin casă ce mai este. După care o să ne apucăm de pătulul ăla. Alex, să te duci acolo că tu ești șef de șantier și să le spui unde să pună dălea, unde să pună dălea, să știe. Hai să ne apucăm, fraților. O să dăm pe repede înainte. Cu toate că pe vlog o să se vadă prea puțin, să știți că în realitate este cam... Vă imaginați cam ce este. Gata. De căra lemnele aici și ziceam înainte să ne apucăm să luăm de la patul ăsta, ziceam să ne apucăm să le cărăm pe astea din casă, dar văd că se cam mișcă peretele ăsta și ca să ne facem un pic de loc, zic să doborâm peretele ăsta de aici ca să putem să cărăm lemnăraiele astea. Nu mai cade pe mine aici, nici căca la analiză nu mai rămâne. Păi hai că mă dau așa, ia împingeți de el. Ia. Ma. Aha. Aoleu. Ma. Aoleu. Ați mai făcut o ușă. Hai că s-a duce tot praful ăla la Nel, omoară măgarul ăla de praf. Ia-o, talent. Aoleu. Da? Ha? Boian Drughela? Ia vezi, bă, te uiți acum, vezi dacă se mai poate face ceva din cărămida aia. Din cărămida aia, vezi dacă mai e bună de ceva. Din ăștia de aici, gen, ai putea să oprești cărămide, din altă parte n-ai, avea de unde. Da. Ce zis eu ție? E centură turnată? Da, păi, cred că cade și ăla din partea aia. Da. Dacă băgăm pe geamul ăla și tragem cu mașina, poți să bag mașina în partea aia, la neacostică. Eu zic că o trag imediat cu mașina. Nu-l mișcă, nu ăștia la ce. Dar nu e la că suntem de handicapați, ne-o doborâm toată. Până vine la cu buldozerul. Ăla dacă să vină să încarce. Vrei murdeală să băgăm acolo, să tragem peretele ăla cu mașina? Tragi.
Dar îl doboară. Uite-te. Asta, bă, băiatule. Zici că e tractorul. N-am mordeale, auzi. Trage silvule. Ia uite, talent. 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 Bă, lăsați băiatul ușor, ui. Ăștia doboară casa singură. Băi, ar fi tare, bă, dacă am băgat ceva pe geamul ăla, să tragem în partea aia. Ia uite ce pământ se folosea, băi. Ia. Bă, să moară Jacksona dacă am văzut așa ceva, băi. Ia uite. Bă, n-ai cum, băi. Am văzut-o, băi. Bă, n-ai cum, îl omoară și pe mordeala acolo. Nu mai poate să pun mâna pe nimic. Mordeala nu mai apucă. Ia uite șobolanul, uite coada, uite coada sus. Ai văzut între alea la coș acolo? Da. Da. Nu știu dacă l-ați văzut oameni buni pe... Bă, păi, bă, nu e bine, bă, că goniți șobolanii acum, băi. Fai de cap. Ia uite-l talent. Da. E direct de grămadă. Bă, iatule. Ce vorbe, de jumătate de casă, gata. Da, Silviu, dacă se pune, Silviu, tu, terminatul. Bă, să nu e păcat, să dărâmă tot, că să apucă, dărâmă tot sacul. Da, nu mă apuc. Ia uite și tu ce e sus acolo. Bă, vezi, aveți grijă sus acolo, să nu cadă alea pe voi. Ia ceapa aia de acolo, bă, dacă e. Vezi că a rămas niște ceapă sus acolo. Uite acolo, are 20 de ani. Ia uite. Ce, o, Silviu? Silviu, zici că a venit cu buldozerul. Trebuie decât încărca, că altceva n-are ce să facă. Și eu pun care la mine, dar la mine pe caia, că nu știu, dar nu știu, nu prea e, nu prea e așa, dar muncește, bă, dar muncește. A? Bă, bă, Silviule, cade pe tine dracul ăla, ui. A? Cade pe tine, treaba ta. Fii cu minte, bă. Adu-l pe talent. Bă, fii cea talentul ăla, bă, nu-l băga, cade dracul pe el acolo. Se văd dracul aici. Bă, uite ce e acolo, zici că e ca după război, ce dracu. Da, ia uite și tu. Să mă duc bat. La fii atent că pe de la cade spre el. Ascultă-mă, la cade spre el. Că mănâncă, a? Bă, bă, iatule, uite și tu. Ia uite. Ce vorbe, jo? Îmi bată Jacksona. A scos tot ăla, uite-te și tu. Băi. Mi se ia tatuajul după picior dacă mă lovești. Aici că dă-te la o parte că îți dă peste tatuaj. Ăsta să ia când la 3 spălări să ia. Eu nu m-am spălat din... Ma. Că uite și tu la ele. Nu știu de unde dracu are asta forța asta, așa m-a mâncat să dracu, a mâncat tot, bă, de aia. Nu e vorba de aia, m-a mâncat de aia. Uite-te și tu la ele. Dacă dă asta cu pumnul, un grac moare vițelul, îmi bacă aici. Ce vorbești, bă, zici că e Hercule să moară. Doboară și pe partea aia. Da, bă. Dacă se pune, te bate 2 zile într-o zi. E mai rău ca cartele aia de la Cosmo. Bă! Ia atent aici. Lasă tu care tu, uite-te pe unde arunci. Bate 2 zile într-o zi ăsta. Ce 2 zile, om? Să mă bată tata. Dacă Silviu reușea să consume 2000 de minute într-o oră. Da.
Ia uite și tu pe unde s-a urcat, ui. Ia fii atent la el, unde e, ui. Bă, bă, ia tu le... Nu, că el e cu mine aici, ui, Alex. El sondează acum. Bă, bă, ia tu le ce acolo. Bă, să nu cazi de acolo, ui. Silviule, mâncați-aș gura ta, cazi de acolo. Da, bă, du-te și du-o aia, bă, că mai da dracu cât vorbești. A avut dreptate șeful de post, că dacă ai luat două... Mă. Vrei, bă, să mergem să băgăm mașina, să duburăm peretele, îl tragem în partea? Hă? Nu cred că îl trage, că vine și postul. Dacă îi bagi o țavă între geamul ăla și ăla și tragi așa? A, să bagi o țavă lungă? Da. Așa, iasă. Dar dacă ești de geam, trage geamul. Nu, no, de geam. Se legi o țavă la 4 metri. Da. Eu zic că îl doboară, ui. Fii atent că ai centură sus acolo. Și tot a crăpat. Așa facem, hai să cărăm lemnele astea, hai să le luăm și pe alea din partea și după aia băgăm mașina pe partea plană acustică. Băgăm mașina plană acustică și tragem încolo. Da. Ia, mă, ia împinge. Ia uite și tu la el, ui. Ia fii atent. Ăsta zdoboară casa singur, ui. Bă, aia să sună pe domn primar să nu mai trimită buldozer, ui. Da. N-ai cum, ui. Trebuie să tragi de aici, ui, dar uite, de aici, de la închietură, de aici cred că se rupe toată partea asta. Dacă, du-te, bă, și împinge cu ceva din partea aia. Ia o ștachetă, ceva. Da, clar. Da, da. Așa, mordeală. Ia. Ia, mâncați așa cu aia. Dă-i cu balans, băi. Dar vezi să nu cadă pe voi. Ma. Aici. Fua. Bă, lasă cade ăla de acolo, ei. Să nu cazi de acolo. Ia uite și tu la ei, ia uite și. A. De ce? Ce vorbești? Ia uite și tu, ui. Eu așa ceva n-am văzut, ui. Lasă-l pe el, ui. Lasă-l. Mă. Vrei să nu cadă pe voi, băi. Bă, băi, mi-e mai frică ca lor. Hai, bă, Alex, bă, Alex, stă să uite, mă, mâncați așa, bă. Bă, e grindă în ăla? A, e centura aia, băi. Mă, hai, ca... A doborât tot. Hai pe geamea, pula, acum stau și eu, mă uit cum faci tu. Bă, iatule, băi. Pang. A doborât o jumate, băi. Pang. Mamă, să fi stat, băi, să o recondiționez pe asta. S-a pistat, s-a fi dat tot pământul ăsta jos după pereți, grinzi, vai, munceai aici de... Nebuneai.
Ăla se mișcă tot peretele ăla de acolo, dacă i-a dat două picioare ca de imediat. Da? Ia uite, ia. Orbele. Vine cu excavatorul decât să încarce. S-a scos și pe ăla, ui. N-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva, ui. Eu zic că dacă l-am mai dăm și pe ăla și scoatem ce putem după aici, după prin blană, cam, deci cam ce trebuie. Da, te uita, o? Mai e bună, mă, asta? Bă, mai e bună. E bună, mă, morteală, e multă cărămidă. Tai să-l fac și pe aici să aduc cărămidă. Păi ce e de-al tău, ce s-a adunat la supra, da? Ia uite. Știu, o cărămidă asta, nu mai găsești, da? E multă bună, mă. Ia uite. Ce faci, bă, în afară de un grătar? O să putem să facem mai adă, ți-am zis și eu. Știi, nu? Da. Eu zic că asta e perfectă pentru aia. Te mai scutești aia de vreo 20 de milioane? Mai e mult. Am reușit, am doborât astea pe aici, ați văzut și voi. Am dus lemnele la locul lor. Uitați-vă. Da, bă. Am găsit ceva, bă. Ce ai mai găsit, bă? Cu siguranță ăștia mici care se uită la noi. Și cred că și aia mai mari. Cred că nu știu ce e asta. Bine, nu mai are ăla aici de tăiat. Da, ia uitați-vă la aia. Ce aia? Hai să-l facem așa pe toate părți. Ce vibrator, mă? Ce aia, mă? Ce e, mă? Așa am eu muncă, lăsați-ne și în comentarii. Comentarii. Ce e vibratorul ăsta? La ce se folosește vibratorul ăsta? Chiar sunt curios. Mă, de ce te-ai roșit așa la față? Bă, nici nu e soare, e nori. Bă, de cauza că e nori, de-aia mai roșit. Dacă era soare, erai negru. Da, bă, ce...
A fost și ruginit cuiul ăla. Mamă, ce mă doare. A fost și ruginit cuiul. Să mă duc la garaj. Uh-huh. Vă descurcați așa? Da, bă. Du-te și fă-ți un dăla, un antititan. Deci, să mergi care merg. Dacă vrei să merg, merg. Vă descurcați oaci? Într-o jumătate de oră, o oră, suntem înapoi. Nici nu facem o jumătate de oră. Da. Ha? Ca să și filmăm. Hai, hai repede, hai. Hai. Hai să mergem. Hai de capul meu, ce mă doare. Doare, nu? Ca după mine, dă durere. Dă-i bici. Bă, da, ai călcat și mai aveam oameni buni, mai aveam foarte puțin, ați văzut și voi. Mai aveam puțin. Hai de capul meu. Și unde face ăla, în picior? Ha? Unde face antitetanul ăsta? În mână sau în picior? Da? Și face de la de calban ceva sau ce? A? Bă, ăla e să nu se infecteze, să nu... Nu mă, și ruginii de aia. Bea și ruginii, da. Vezi, ziceai să bem o bere, dacă beam bere, acum ce făceam? Da. Mamă, ce mă doare! Îmi nebunesc. Oameni buni, se mai întâmplă și chestii de-astea. O să încercăm să filmăm acolo, la urgență, nu știu cât o să putem. O ții mai într-o parte, așa, morteală, o ții mai... Da. Mordă de durere, să-mi bag piciorul. Păi ce să mai, ne vedem acolo. Ne vedem acolo, urgent, să vedem ce. Ce rezolvăm acolo, ce ne zice, ce nu ne zice. Mamă, ce mă doare să-mi bag. Hai, ne vedem acolo. E, oameni buni, mai avem puțin și ajungem. Te doare, mă, doare. Doare de măcar cu nenic, nebun. Nu mai pot. Da. Doare de nebunesc. Neapărat, bă, că era ruginit rău. Nebunesc de durere, ești nebun. Să sperăm că nu e, dar mergi la urgențe acolo. Vă salut! Domnule, mă duc și eu la urgențe, mi-a intrat un cui în picior că muncim pe la casă. Mergeți, vedeți că e în fața acolo. Da, mergem. Da, da. Mamă, nu mai pot, bă, mă, doare de nebunesc, bă. Așa îmi fac picior. Doare rău, bă. Baguște în față, drept, eu știu. Neurologie, bolință. Aici cred că intră ambulanță, dar lasă-o mă aici. Că veni repede, închide geamurile astea. Mamă, ce mă doare, bă. Doare, nu? Hai. Te-ai în piciorul, aolo, doamnă. Măcar îl dea-ți pe ăsta, că stai tatuat. Păi dacă e, nu mai doare. Să rămână, mulțumim. Zona coadă. Asta zona coadă, că sunt niște copii acolo. În România poți să mori aici, poți să te taie cineva, poți să faci accident, că trebuie să aștepți, trebuie să te la coadă. N-ai ce să faci. Da. Bă, și mă doare. Mă doare de turbezi. Cred. Au ieșit-o, de mută mașina de acolo. Da, era vorba despre mașină. Da, că n-are domn director loc să treacă. Din păcate așa este aici la City Caracal. Dacă domnul director n-are loc să intre, trebuie să mutăm mașina. Nu contează că pe tine te doare de tica și pe tine de durere. Domnul director nu poate să intre aici, vă dați seama. Deci e o problemă mare. Să vin acum atracție și când începe să fac circa aici. Mamă, mă doare de hai, ai răbdare și... Ce să faci? N-ai avea domnul director loc să intre pe acolo. Păi da. Dai seama. Miezul. Da, da. Așteptăm acum să vedem. Hai să vedem ce se mai acolo am o doamnă. Da, nu, de ce? La voi ce faci, mamă? Că e o perioadă în care doare așa. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Stai cu minte, da? Doare, nu? Eu? A, am fost cu operația la pericită. A, domnul Popescu. Da. Ce mai vezi, domnul Popescu? Mai este aici? Da. Nu l-am mai văzut de... E, cred că de 5-6 ani, nu știu când am făcut operația de apendice. Da, mai mult. Dar la copilă ce am făcut? Da, păi unde e? Mai am, nu mă doare. Doare rău. Barbu Andreea și Ivana Andrei. Nu. Ivana și Barbu am făcut eu. Care copil? El?
Da. Uite așa îmi pulsează. A, nu fac cu șterul, nu. Pe cum îl ia la mine. Luci. Nu, de-aia trebuie mai mare. Cum? Luci, ai Nicolas. Luci e numele de familie? Da. Și tu ai călcat în pui? Luci. 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 E de la Iași. Ia mă, bine. Și am lucrat într-o plană, un pui cam atâta, că mi-a dat niciodată ceva de genul. Sănătate curată, da. Știi în piciorul, nu sunt piciorul minus. Ia, da. Da. Știi cum intră cea pe casă? Și mai și bagi, intră, ia, auzi? În omare și lui și joc, intră pe ușă și zice, mă, să facă într-un pui, nu mai pomă, dar ne vor ce face. Mă, curajul maxim, gata, ce-l tăiem pe ăsta? Îl tăiem, ce să-i facem? Partea proastă e că nu mai are niciodată de schimb. Nu e nimic agresiv vreo plătă. Să facem noi rostul de asta. Doamne! Amelie, ce zic oamenii ăștia care nu dea lumerin aici la spitalul tău? Auzi, o să fie mulțumiți că nu sunt de recalcitrant. Da, nu suntem la ție, adică nu suntem mai față. Nu suntem mai față. Hai, da, poate nu mai aduci. Normal. Ce că totuși psihiatrie mă-i față, dar când bate cu mai aduci. Mai aduce? Hai sus. Dacă veneam cu un dinozaur ceva de mână pe aici, probabil mă duceam mai de ceva. Nu, nu avem de curând psihiatria, de achiziție. Acum avem și noi o scăpare. A, la a doua zi, a treia zi, merge mâini, nu mai merge pe picioare. O să doară mai rău. Hai sus, am zis. Ai fost încălzit acum. Haideți să vă spun, luați-vă buletinul ca să poată să vă înțepere, domnul Ștefan. Hai sus, hai pe seama. O să doară și mâna după aia, acum mai picioare. Oameni buni, îl așteptăm pe Ionuț să vină, n-am putut să intru cu el, unde-i faci injecția acolo să filmăm, să vă arăt și vouă, dar îl doare destul de rău, adică cred că foarte multă lume care se uită la noi s-a înțepat vreodată în vreun cui sau în ceva, așa că știți și voi cât de dureros este și cât, na, asta e viața, merge înainte, mai trecem și prin chestii din astea, așa că îl așteptăm pe unul să vină, să vedem ce zice, ce i-a zis, ce... Na. Hai de capul în ce acolo. Da. Ia uitați-vă și voi la el. A, în picior, a? Da. Era ruginiu. Era ruginiu. Dacă nu veneam, era nasol pe om. Păi nu ți-am zis dacă e ruginiu și ăstea. Eu zic că sunt omul străzic, nu știu ce. Da, uite-te la mine. Ok, asta este. Gata, asta e tot, da? Poate fi. Mulțumim. Vă mulțumesc mult. Băi, foarte... Dărâmă și astea pe aici. Băi, da. Păi ce doare, mă? A, doare rău, mă? M-a tăiat, mi-a... Păi dai seama. Mi-a făcut o cruce acolo, mi-a spus, aveam vârful la cui. Era vârful rămas acolo. Aha. Dacă nu veneam, era urâtă rău de tot treaba. Era nasol, a? Da, o, ți-a dat rețetă. Trebuie să iei niște pastile, niște alea, nu? Adică să le iau cu bere. Cu bere? Da. Pe malul Bălții, nu? Mhm. Ai luat, ți-ai luat buletinul și alea? Și că mâine nu o să dau în picior. A. Ți-ai luat buletinul și alea? Cred că da. Ai luat, nu? Bun. Ele-s la tine, nu? Da, mergem... Păi ce mi-a făcut? Mi-a făcut anestezie, m-a tăiat acolo, mi-a făcut... Păi dai seama. Atâta mi-a făcut... Aha. Aia. Mamă, ce mă doare! Da, hai la farmacie să iei ale. Ce să mai iau? Au acasă că avem treabă. Hai, bă, să iei ale! Mergem să iei ale. Nu, bă! Mergem să... Oameni buni, ne vedem la farmacie, nu vă luați după dementul ăsta. Nu, bă, mergem... Tași, mă, dă-n gură! Avem pătulul ăla de terminat. Tași, mă, dă-n gură, ne vedem la farmacie, oameni buni. La farmacie, gata. Nu mai deschis la ora. Ba da, găsim. Mergem la Craiova. La Craiova, dă ora de picior, că m-am și pe dreptul. Haide, hai la farmacie. Ne vedem acasă. Hai, că ne-am direct la farmacie, ne-am oprit, oameni buni. La farmacie, a terminat. Nu e? Nasol. Nasol să stinge, aule. Nasol să te înțepe. Să te înțepe așa în cui, în picior. A rămas vârful ăla, acolo. Da. A rămas vârful la cui, avea un picior. M-a tăiat, a făcut varda de la. Nasol așa. N-ați terminat-o nici acum? Bă, da, bă, la, ce să mai.
E și aia în spate, băi. Pușa mea e acolo, băi. Blânia mea, scoase tot. Mă lu, Doamne. Doare, hă? Să-ți pasă, bă? Să-ți pasă? Da. Ce era blâna cât era acolo? Era vârful de la cui? Vârful de la cui și ți-a dat cu bandaj de ăsta, hă? Da, domn. Am luat un murdar așa. M-a și plecat dacă vii la muncă, eu nu, ce pot să-mi trebuie la muncă de noi? Tu știi cum e? A intrat? Hai de capul, mă, mai și mai și. Atât a intrat. Mă, dar mă, pic, ce-am partea. Mi-a dat în tendoanele ăla, mi-a dat. Zurez să mă dau. Dacă ai fi fost o lucru, știu, mă, e vere cum e. Hai să ne apucăm de treabă. Bă, da, suntem cu filmare. Da, să te tai la bucă. N-are nimica. Hai. Ne-am și apucat de treabă, după cum vedeți, Ghiță n-are, n-are stare deloc. Toate că s-a înțepat în cui. Hai da! Dar na, hai da! Hai sus, tata, n-auzi? Alexei! Cu Alex, vezi ușor, Alexei, să nu calci în cuie. Alex, mai treabă, măi! Da. Ia uita, uitați-vă și voi cât... cât moluzi aici. Aici s-a lăsat cu sânge azi. Aici s-a lăsat cu sânge, da. Da. Ce dacă ne intrat cu... A, tăi, legăm, mergem mai departe, ca la Daci. Tarararararara. Erau niște pureci aici, de aia, de aia roșii, cu gâtul subțire ca cocoșul, știi? A. Aia te mușcau din... de la poartă te mușcau dacă stai în curte. Ce erau câini? Erau șacal cu dinți negri. Da, șacale aveau dinți Vidia. Vidia. Cine te l-au pus de aia de fond? Hai, mă, Alex. Da? Mai poți? Îți dai seama, hai. Lasă telefonul și hai să cer. Mai poți, mă? Da, mă, da. Mai poate, ui. Da, și mă mânca cu o pastramă. Păi? O friptură și o bea o bere. Păi, da. Păi, și nu luăm? Păi, și aici cine face? Faci tu? Noi la grămadă. Aaaa. Atunci ai că mai mare puțin așa, bă, da. A fi demolat azi, ai știi și... Aha. Într-o zi. Într-o zi, deci... Ați văzut și voi vlogul ăsta, l-am făcut. Vlogul ăsta s-a muncit, chiar... Poate nu este atât de asta, dar s-a muncit să s-a rupt azi. Da. S-a muncit, îți dai tot acoperișul la jos. Pereți ăștia. Dai pătul ăsta să le așa în zis, să le așa în zis acolo. Păi ia uite, e 10 metri cub de lemn acolo. Acolo are trei. Trei. 10 metri cubi. Deci am acum, acum după ce înainte să ne apucăm să mâncăm, să alegem niște cărămidă, dar mi-a promis Alex că se apucă el să aleagă niște cărămidă să facă. De ce o Alexe? Bă, noi n-am avea nimic cu tine, o Alexu, dar, dar tu ești mai leneș ca mine. Da. Da. N-am treabă cu ceva. Când văd că merge la melcul ăla trupat. Are doar două viteze. Încet și foarte încet. Încet și foarte încet. Așa poate el, așa facem. Na. Mai are de mai glumit, nu trebuie. Da, da, cu pian, mâinile de pian cu da, oi, ești pianist? Nu, că pianist înseamnă altceva. Adică nu știi? Nu? Adică... Păi aia, aia mă refer. Eu nu sunt pianist. N-au zis? Nu, nimic. Nimic? E, da. Cât o oaie, cât o capă. Luăm și noi un berbecuț, îl facem așa frumos. Organizat? Ce cât durează să-mi tăiem? Ce facem? Le scoatem și pe alea din camera de acolo? Până mă apuc eu de grătar? Să pun te apuci de grătar, s-ar putea să le scoatem și stăm lângă tine să te păzim. Să mă duc să iau niște bere, să iau ce mai trebuie. Da. Asta trebuia să faci de mult. Hai, întinde. Hai, mai luați ce mai ai și le-a dat. Mai la două, mă duc să iau bere, mă duc să iau ce-mi trebuie. Lemne avem aici, dacă nu ne ajung lemnele astea, mai am niște lemne. Da, ci că oameni buni, dacă nu ne ajung lemnele astea... Ai niște lemne pe acasă? Uitați-vă și vă ce acolo. Nu tine, ui! Ia uitați-vă. Mi-a ajuns brat. Da, dar chiar mă, hai să vedem câte a ieșit. Să vedem câte au ieșit. Acum, ce mă uit pe jos? Păi, îți dai seama. Acum, mă uitai, dar acum...
Ia să vedem. Oh, bă, că nu sunt multe așa. Sunt cam, sunt 10 metri aici, Alexe? Aici? Aha. Mai bine, cred că. Mai bine de 10 metri. Da, mai bine de 10 metri. Deci uitați-vă, haideți să vă arăt și cât sunt de înalte. Deci vedeți cam cât sunt de înalte față de mine. Sunt destul de multe și sunt chitite bine. Uitați-vă și voi, grinzi, tot felul de lemne, de scânduri, de fiare. Toate alea. Ce faci, bă? Mă duc repede până la magazin să iau niște bere. Ia mă lada aia, dă-i lada aia. Cu sticle. Ca să ce să fac, bă? Și mai un. Asta mare, bă. Că suntem mulți. Da. Mă duc așa și o întâc și o întâc. Da, bă, ia și niște pâine. Ia și niște pâine. Ia, stai să vedem dacă mai avem niște condimente. O se întume Migena, Migena. S-a deschisat carnea asta? Da, bă. S-a deschisat. Aha. Atunci, hai, că mă... Bă. Unde, mă? Taci, bă, că nu. Asta e. Piper, sare. Mai ai o pâine, mai ai afară o pâine. Nu mai e afară. Bă, da, mă. Ce o pâine pe masă? Unde e, mă? Unde-o pe masă? Da? Da. O așa ajunge? Cred că ajunge. Ce? Da, bă. Hai bă, du-te și ia. Le scoatem noi pe alea? Care? Alea din camera aia. Alea din camera aia de acolo. Aha. Da bă, hai să vedem. Ăsta de aici. Da, ia vino bă să vezi ce e aici. Ia vino bă să vezi ce e aici. Mă, da, mai devreme, ce vrei să faci? Trebuie un perete de ăsta de jos. Un perete de ăsta. Ăla de la ăla. Păi și cum îl împingi, mă? Crezi dacă că vrei, merge? Dacă vrei, dar ușe. Crezi că merge, mă? A, deci a treia variantă nu-i. Să dați cu peretele jos. Două dintr-un. Doar una din două. Ia încearcă să împingi în el. Nu, că dacă împinge Silviu cade din prima. Nu pune două mâini, ui. Una. Nu e simplu. Că să nu cazi cu tavanul, ui. Ce, bă, cade ăla. E gata ăla. Uite, uite, să mișcă și asta. Cade asta, ui, ești la toc aici. Ha? Hai, ia du-te, ia încearcă. Du-te și ajută. Hai, ui. Trebuie doi. Ia vedeți. Ia vedeți. Ia vedeți. Cade ăsta pe chestia. Ce o să cadă? Bă, mă. Aia e. Ăla e. Ăla este. Rafu și pulbere. Mai dai două picioare și la asta. Hai să împingem și de la ușă. Și eu. Vedeți să nu mișcați vopsa aia de păr de acolo. Bă, dar vezi ce țapene stocurile, mă? I-a venit ăsta iar, frate. De capul meu. Bă, schetan, băi. Să mor dacă e un schetan. Hai, bă, Alex, vă lasă-l pe ăsta. Bă, important e că tu nu ai nicio calitate, eu măcar am... Tank, ce să mai... Hai că mă duc la magazin să iau alea și revin imediat. Bă, să nu uiți de țigări, poți da, să bă, da. Tot, dar să nu uiți de țigări. Da, da, deci două pachete de țigări, bere și pâine, da? Ia murdeală. Oameni buni, eu am fost la magazin. Am terminat berea, am luat berea, am aprins grătarul, ușor, ușor se aprinde, văd, așa, hai să mergem pe la băi să vedem ce se mai întâmplă acolo, să vedem ce au mai făcut,
Mamă, azi cred că niciodată n-am nu m-am simțit așa obosit. Hai să vedem ce se mai întâmplă aici. Ce este aici, băi? Ia uite puiele cum așteaptă aici. Ia uite. A, pe aici sunt grinzi drepti. Da? Stai aici! Eu așteptam să văd ce faceți aici, văd că nu mai e nimeni aici. N-am luat mâinile, băi, vera. A? N-am luat mâinile. Ce facem, să le lăsăm așa? Trei alea. Mâine? Trei alea, că te omori acum, dar degeaba, mâine, jumătate de oră. Trezești om și le faci. A, să le dă-le, că ne-am dat dreacu, ne-am săturat azi. Văd că astea-s drepte, vezi? Da. Altă poveste mai aici. Altă poveste. Pereții ăștia, eu zic că băgăm mâine BMW-ul. Vrei să băgăm BMW-ul? Eu neapărat vreau să... Și să oprim niște cărămidă. Să alegem niște cărămidă mâine. Hai să mergem acolo la grătar. Hai că ajunge cu ziua de azi. De la 8 până la 6, cât e ceas. Și că se schimbă și ora de vară. Da, e ziua mai mare acum. Așa că... Oameni buni, apucăm să facem un grătar, trebuie tranșată, ia uite și la asta, unde își ridică blugii aia. Darace-i! Ce darace, curând, direct? Darace. Hai să pregătim carne. Ce facem, Mordeală? Luăm carnea, o... Aha. Avem condimente și ele, a? Da. Vrei să rup piciorul ăla, nu știi cum. Așa, oameni buni, că punem să mâncăm, că ne ajunge pe ziua de azi. Și revenim imediat. Oameni buni, e Mordeală a terminat cu carne aici. Eu am terminat cu grătarul. Grătarul este gata. O să urmeze să-l curăț puțin. Eu nu mai pot de picioare, am niște mai cu frezoane așa. Frezoane. Las-o un pic. Ia. Deocamdată las-o ca să se încingă. Dai și dai așa cu asta, ca e mai gras așa. Eu dau. Like, îți placă mai grase așa. Și restul o ieși, o bagi în pungă și o băgăm la neambitel la... Că vrem să ne ducem la pește. Da, mâine. Dar așa, oameni buni, că... Iau-ți măgarul lunel. Măgarul lunel e... Te-a văzut că tai carne, ăla e pofticios rău de tot. Măgarul ăla, nu? Ăla e carnivor. Da. Așa, tati. Vă punem aici. Căutați-vă și voi. Să fie ce trebuie. Carnea asta. Asta e și afumat, vă aduceți aminte din vlogurile trecute? Asta e carne de la mama ei. Mai țineți minte afumătoarea și tot ce am făcut aici? Și miroase bine. Bine. Mai punem, mă? Nu mai, nu. A? Nu mai. Ajunge, a? Ajunge. Ajunge. Mamă, cum miroase, n-aveți idee. Deci n-aveți idee cum... Miroase carnea asta. Sperăm să nu ia focul tare. Arată bine, o, azi. Filetul, așa. Filetul. Bă, am muncit și azi. Filet de pui. A? Am muncit și azi. Oameni buni, facem pac-pac, o perpelim așa cum trebuie. Să fie ca la mama ei. Asta a muncit cel mai mult. Da, asta a muncit blană rău. Blană rău. Perpelim ca la mama ei cum trebuie și pe parte și pe alta și pe nu știu ce și ne vedem imediat. După aia aruncăm grătarul. După aia aruncăm grătarul, da. Da, ne vedem imediat. Lăsăm jos să lingă câini. Ce aia, mă? Lăsăm jos să lingă câini. Să lingă câinii? Aveam un doctor, uiteam la vlog la ai mei la Ștefan cel Mare, îl chema Bundiu, cred că a murit Dumnezeu să-l odihnească la... Bundiu? Dar niciodată nu spun la farfuriile, le scotea la ușă. Să le lingă câini. Bă, nu cred. Stai, bă, că iar facem reclamă. Deci, dar ați văzut mai devreme ce am filmat. Deci dacă vedeți, vă rog eu vreun reprezentant de la firma respectivă, vă rugăm frumos să ne... Am hotărât să nu le mai facem reclamă. Nu mai. Câte reclamă le-am făcut. Și nu se simt. Asta e. Nu, a fost peste 2 tone. Revenim imediat, oameni buni. Asta o punem deoparte, o să vedeți în vlogurile următoare ce o să facem cu ea. Da, dăm cu ea pe grătar la... Dar nu le mai zicem. Nu mai. O să revenim imediat. Dar tu ce mănânci? Bă, a tăiat oaie aseară. A tăiat oaie și mănâncă piele. Da,
Păi a fost piele de mamut? E mănâncă ugerul. Nu, m-a fost altoită cu porc. Piele de mamut? Oteală, eu nu mai pot să mai merg. Văd. La mine, la terminat șmecherea, începe să se umfle cu tot cu Adidas. Ia uite-te la picioarul ăla și uite-te la asta. Me. Vezi? Da, bă. Mai, am îngroșat treaba. Scoate de acum. Am, ai bărumânește, am belit-o la noapte. Că simt că mă ia cu frezoane. Da. Cote ăla de picior. Să-l las liber, a? Lasă-l liber, așa. Hai de capul meu, nu mai iese, ui. Ești prost. Trebuie să stai aici, ui, lasă că-l scot după aia. Lasă. Cât o să crească. Între timp am... Deci chiar dacă cu drojdie, ui. Ia uite. Ce bine arată șunca aia. Bă, oameni buni, e... Între timp e gata și grătarul. A făcut și un doblecel care ne-a rămas pe aici. Și cam atât a fost ziua de azi. Eu zic că e mai mult decât suficient. Piciorul ăsta, mamă, mor de-a lăzit. E altă poveste, n-ai? Altceva. Ai văzut cum se vede? Da. Oameni buni, e cam atât. Ăsta a fost, chiar am făcut un singur vlog, dar n-am avut toată ce face pentru că trebuie să faci ceva, să se cunoască. Dacă ne apreciați, da, ține un like aici, lăsați-ne un comentariu. Ne punem să mâncăm. A fost o zi destul de grea și cu de toate și cu spitale și cu muncă și cu tot ce e posibil și imposibil. Ne punem să mâncăm și ne auzim zilele viitoare cu un nou vlog. Așa că dați-ne un like înainte de a închide vlogul ăsta. Hai, 3, 2, 1 și toată lumea să apese like. Like. Vă pupăm și vă dorim o seară cât mai frumoasă. La revedere!